și voi trimit un mângâietor care să fie cu voi. Ce minunat este să ai Duhul Sfânt. Ce minunat este să ai lacrimi în ochi sau în suflet. Ce minunat este să te simți cercetat, să te lași cercetat de prezența Domnului. Sfânt să fie Domnul. Am fost la mormânt cu câțiva din biserică, la mormânt acolo, la mormântul din grădina. Și ce este interesant, așa cum prezintă evangheliștii, că atunci când au intrat în mormânt, au văzut fâșia de la cap făcută sul, făcută frumos, așezată frumos, dar fâșiile care au fost partea trupului, de la gât în jos îndălsemat și înfășurat, lăsate așa dezordonate. Domnul Iisus Hristos, când a înviat, El nu a înviat când a venit îngerul acela strălucitor, care spune că era ca îmbrăcămintea lui, era ca strălucirea unui fulger. Dacă ați văzut, așa pentru câteva fracțiuni de secundă, fulgerul, așa strălucire, așa sunt ființele cerești, ființele care nu sunt din lumea aceasta. Așa vom fi noi mai strălucitori decât îngerii, mai presus decât îngerii. Deocamdată îngerilor le merge mai bine decât nouă, pentru că ei, îngerilor buni, desigur, dar va veni o vreme când tu și cu mine, dacă credem în Iisus Hristos, ne va merge etern mai bine, să fie Domnul. Deocamdată aici avem încercări, avem probleme, avem durere, avem boli, avem lipsuri, avem suferințe. Dar dacă stai neclintit în mărturia în Hristos Iisus, în credința în El, va veni vremea în care tu vei fi într-o stare de nedescris, deocamdată nici cuvinte nu poate să descrie ce minunată va fi starea noului trup, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Că pentru că prin El ni se vestește învierea și în El este învierea, viața și în El este adevărul și neprihănirea, prin El vrem să fim. Amin. Amin. Dar, dragilor, aceasta, când El a înviat, când El a înviat, a făcut un lucru. Primul, sigur, când trupul a fost mort, așa cum am vorbit azi noapte la ora 12, între 12 și 1 jumătate, m-am luat slujba la Biserica Speranța și am vorbit despre sigilarea mormântului, am vorbit despre lumi paralele. Odată ce se întâmplă în lumea fizică și ce se întâmplă în lumea spirituală. În lumea fizică, ați văzut, aveau grijă, au mers la Pilat, spune Matei, și au cerut întăriri, și au dat întăriri. O mie istoricul Iosif Flavius menționează că 1000 de preoți, 1000 de aprozi au fost acolo în grădină în a doua zi, deci sâmbătă, au cerut întăriri. Și au dat piatra la o parte, au văzut că este acolo și au pus 7 sigilii. Au fost și ostași romani pe deasupra. A fost acolo, dar în timp ce el era, trupul său era acolo, Duhul său și în trupul, deci pentru că Duhul și Sufletul când treci din lumea aceasta, primești un trup prin care se teleportează în sfere spirituale. Iisus Hristos a mers în adâncul iadului, a locuinței morților și a predicat Evanghelia acolo. Și lucrul care l-a făcut a fost că a separat locuința morților în două. Și anume, s-a reînnoit raiul sau paradisul. Că Domnul Iisus îi spune tâlharului, azi vei fi cu mine în rai. Ultima dată când se vorbește în Biblie despre rai, a fost în grădina Eden, în paradisul acela, care a fost închis omului pentru totdeauna lui Adam și Eva și tuturor urmașilor, timp de 1000 de ani până la potop, un heruvim spune că stătea acolo cu o sabie învăpăiată și nu lăsa să intre nimeni în grădină. Atunci nu era Evanghelia, care avem astăzi de 2000 de ani, dar era Evanghelia strămoșească. Era o grădină, era un loc. În acea zonă a Mesopotamiei, un loc, grădina Eden, era Eden, era paradisul, în care omul nu mai putea să reintre, să mănânce din pomul cunoștinței binelui și a răului sau din pomul vieții, nu mai putea să reintre. Era o dovadă continuă pentru generații până la potop că Dumnezeu a creat altfel pe om, cu un alt destin, cu un alt scop, înțelegeți? Și aceea era, așa zis, Evanghelia străbună. Și nimeni nu putea să intre acolo. Și omul tânja, Adam și Eva, tânja după rai, tânja după paradis. Dorea, mergea probabil zilnic la porțile raiului, la grădinii Eden, la acel paradis, dar nu putea să intre pentru că un heruvim să stătea acolo cu o sabie învăpăiată. Dar vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos menționează pe cruce și spune tâlharului care s-a pocăit, s-a recunoscut, că este un păcătos, că merită moartea. Și îl roagă și îl imploră să-și aducă aminte de el când va fi în împărăție. Spune, azi vei fi cu mine în rai. Din nou raiul. Și atunci el separă Domnul Iisus Hristos în sâmbătă, când a fost trupul lui în mormânt fizic, dar spiritual, merge și separă acel șeol, îl face în două. Și ridică raiul ca și loc al sufletelor celor care sunt credincioși pe pământ și rămâne Hadesul acolo jos a celor necredincioși, a sufletelor celor necredincioase. Deci, cu o nouă formă existențială aduce Domnul Iisus Hristos pe pământ și în lumea spirituală, slăvit să fie numele Lui. Dar El când învie, de asemenea, în trupul nou, are ceva, un mesaj profetic de lăsat. Domnul Iisus n-a făcut niciodată ceva pe degeaba sau în van. Când a înviat,
Și a luat ștergarul care a fost în jurul capului și l-a făcut sul. L-a pus cu grijă acolo și a transmis un mesaj prin asta. Și celelalte le-a lăsat celelalte fâșii acolo dezordonate. Știți de ce? Am mai spus acest lucru în biserică, îl mai interes pentru cei care nu l-au auzit. Din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al lucrării lui Hristos, totul este desăvârșit și perfect, slăvit să fie numele Lui. Deci este făcut sul și asta înseamnă, în vechime nu erau așa cărțile, ci erau suluri. Sulul cărții este scris, Isaia, de exemplu, erau niște suluri care se desfășurau. În forma aceasta era făcut, în forma unui sul, cu alte cuvinte, era un mesaj din partea lui Iisus. Că, așa cum a spus și acest aprod, acest preot, spune, acum începe totul. Se vor desfășura evenimente. Planul de mântuire începe. Lucrurile se desfășoară. Fii și tu. Să fiu și eu. Să fim și noi în acest plan al lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Dar din punct de vedere al trupului, deci de aici în jos, totul a fost dezordonat. Pentru că și pe pământ vedem că biserica este încă în dezordine. Nu este perfectă, nu este desăvârșită. Totul, vedeți? Vedeți câte lucruri ne la locul lor sunt în toate bisericile, din toate timpurile acești 2000 de ani și din toate culturile și din toate orașele și din toate țările. Și din toate confesiunile. Lucrurile nu sunt încă așezate în biserică așa cum ar trebui să fie, dar vine ziua în care va fi o singur trup. Este acest lucru pe plan spiritual, dar nu-l vezi deocamdată. Deocamdată vezi biserica X, baptistă, pentecostală, carismatică, evanghelică, tradițională, și așa mai departe, ortodoxă și așa. Dar vine vremea când toți cei născuți din nou, care au o relație personală cu Iisus Hristos și sunt botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, vor alcătui adevăratul trup. Și acele fâșii nu vor fi dezordonate, nu vor reprezenta dezordinea, ci vor reprezenta ordinea. Vor fi haine curate, albite în sângele Mielului, binecuvântat să fie Domnul. Amin. De aceea ne întâlnim la adunare, de aceea venim ca să ne pregătim pentru marea întâlnire, pentru marea trecere. Am spus de multe ori, oamenii se pregătesc să meargă în concedii, să-și facă concedii și au bilete din timp și foarte bine, trebuie să ne pregătim și trupul, să ne ajungem la o oboseală prea mare, dar trebuie să ne pregătim pentru marea întâlnire cu Iisus Hristos. Pentru marea trecere, pentru marea pătrundere din lumea asta în lumea nevăzută, lumea spirituală. Și nu putem face luând un costum mai nou, mai bun, nu așa, ci luându-ne o atitudine de smerenie. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar de har celor smeriți. Și dacă ți-ai atitudine de smerenie, vei fi binecuvântat. Nu, să nu crezi că dacă te smerești, vei fi înjosită sau înjosit și vei fi binecuvântat. Și îți spune, haina în sângele lui Iisus Hristos, numai El ne poate ierta păcatele. Mulțumim Domnului, sunt psihologi, sunt consilieri, sunt terapii muzicale și de foarte... Tot felul de terapii sunt, ca omul să-și revină psihic, că de multe ori e stresat omul. Dar vreau să vă spun că acestea nu ajută la nimic. Singurul mijloc prin care omul poate să fie restaurat este Iisus Hristos și sângele Lui. Să activezi prin credință sângele lui Iisus Hristos și lucrarea Evangheliei în viața ta și a mea. Amin. Vreau să citesc din... 1 Corinteni, capitolul 15, este un capitol mai lung. Voi citi trei capitolul, dacă îmi permiteți, și apoi voi comenta doar cum la versetul 34. Apostolul Pavel, fiind grăbit în al treilea cer, cum spune relatările Scripturii, el a primit o Evanghelie veșnică, puternică, pe care a propovăduit-o exact așa cum a primit-o de la Dumnezeu. Și să citim împreună. Citesc eu și să urmărim 1 Corinteni 15. Învierea și arătările lui Hristos. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celorlalți 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, pentru că Pavel menționează aici numai pe bărbați, da? Pentru așa era cultura evrească. Dar adevărul este că prima dată s-a arătat lui Maria Magdalena. Versetul 8. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și Harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Însemnătatea Învierii lui Hristos. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților?
Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca niște martori mincinoși al lui Dumnezeu. Fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu L-a înviat. Dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința noastră este zădarnică. Voi sunteți în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat. Amin. Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, deci în primul Adam, tot așa și toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos cel întâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt în Hristos, în urmă, deci la sfârșitul celor mii de ani, va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu, Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui, lui Hristos. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Astfel, ce-ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu viază morții, nici de cum. De ce se mai botează ei pentru cei morți? Și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am cu ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus Domnul nostru. Dacă vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele nefes, care mi este folosul? Dacă nu viază morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți. Că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră, o spun. Și acum, cum vor învia morții? Dar va zice cineva, cum înviază morții? Și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești. Ce semeni tu? Nu înviază dacă nu moare mai întâi. Când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de alte sămânță. Apoi, Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește. Și fiecare semințe îi dă trupul al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui și alta strălucirea lunii. Și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris. Omul din tâi a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământesc. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Amin? Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină, un secret. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire. Și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este golul moarte?
Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care de bună voie, care ne dă biruința prin Domnul Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului. Că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Amin. Aleluia, slăviți să Domnul. Noi știm acest lucru, că alergarea în Domnul nu este zadarnică. Primul lucru, vă fac cunoscut Evanghelia pe care am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas. Evanghelia este vestea bună. Să spunem cu toții, veste bună. Veste bună. Este o veste bună. Când ai inima deschisă, să aduci o veste bună. Și înțelegi că chiar dacă trăiești în păcat, Hristos prin sângele Lui te poate elibera, te poate spăla, te poate ierta dacă activezi prin credință vestea bună. Mulți oameni astăzi resping vestea bună. Ei nu intră în biserici, ei nu deschid Biblia, pentru că ei cred că Evanghelia le va aduce o sândă. Acum Evanghelia le aduce o sândă. Acum descoperă nelegiuirea noi și păcatul, dar acum Evanghelia aduce numai bine. Numai binecuvântare, numai iertare, numai pace, numai har, numai râuri de iertare, râuri de durare. A venit o zi când acest veac se va încheia și atunci Evanghelia, pe baza Evangheliei, vom fi judecați. Dar acum, și va duce o sândă, pentru că am știut că prin iertarea Domnului Iisus Hristos puteam să primim viața veșnică și prin credința în numele Său. Dar eu cred că astăzi, dacă se predică Evanghelia în Biserica Logos, se predică ca tot mai mulți oameni să se întoarcă la Domnul Iisus Hristos. Și bine fac cei care se întorc. Și să nu vă fie rușine de Evanghelia. Pavel spune în Romanii 1:17 că mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă în ea este puterea de mântuire. Amin. Oamenilor să le fie rușine, într-adevăr, de înjurături, de alte fapte ale necuvincioase, dar să nu se fie niciodată rușine de Evanghelia. Amin. Pentru că Evanghelia are în ea, este vie Evanghelia. Îmi spuneam și azi noapte la Biserica Speranța. Spune, și tot mă bucur că copiii au ales această pantomimă la grupa mare, această scenetă, știți de ce? Pentru că ilustrează exact un punct care a fost de multe ori uitat în biserică de-a lungul 2000 de ani. Și anume, faptul că sâmbătă, deci în a doua zi după ce l-au răstignit, au mers la Pilat și au spus, în Matei este specificat, spune, amăgitorul acesta mi-a adus aminte că a spus că a treia zi va învia. Dar dreptul să-l păzim și trimite paza acolo. Amăgitorul acesta a spus că a treia zi va învia. Vedeți? Cuvintele care Hristos le-a rostit pe acești aproți, pe acești preoți, pe acești farisei, îi măcina, îi frământa, îi rotea. Zi și noapte se gândeau, dacă va învia. Ei i-au respins cuvintele. Dar i-au respins numai din punct de vedere psihic, dar în Duhul lor lucrau aceste cuvinte. Cel mai nedrept proces din istoria omenirii a fost procesul Domnului Iisus Hristos, care continuă și astăzi, că și eu trebuie să iau atitudine, și tu și fiecare, și am luat atitudine față de acest... În 21 ianuarie 1984 am spus da pentru tot restul vieții mele lui Iisus Hristos. Amin. Cred că și tu a fost o zi în viața ta când ai spus da lui Iisus Hristos, că vii să fie Domnul. Amin. Și nu vreau să mă lăs de asta, indiferent ce va fi. Cel mai nedrept proces continuă și astăzi. De ce? Pentru că oamenii astăzi sunt chemați să răspundă da sau nu. Și irodeau aceste cuvinte. Și astăzi mulți oameni aud Evanghelia. Deci Evanghelia, primul că se vorbim despre Evanghelia propovăduită de Pavel. Și spun, astea-s povești. La biserică merg numai bătrânii, numai cei deja de a treia vârstă. La biserici, slavă Domnului că nu și în Biserica Logos, amin. Noi nu venim aici pentru că ne obligă cineva, noi venim aici pentru că ne atrage jertfa Domnului Iisus Hristos. Dragostea Lui ne atrage, ne mângâie, noi nu-L vedem, dar El este aici și lucrează în noi speranță, dragoste, nădejde și tot ce e bun lucrează în noi. Și cuvintele Lui lucrează în noi. Promisiunile Lui lucrează în noi și le așteptăm. Așteptăm ca să se împlinească, așa cum a spus Petru, zice, pentru că eu știu că tot ce a spus, în adâncul inimii mele, eu știu că m-a părăsit. Eu știu că tot ce a spus va împlini. Crezi tu acest lucru înăuntru tău? Că toate promisiunile viacului care va să vină, El le va desfășura planul Lui de mântuire și le va împlini să vii să fie numele Lui. Dar și aproape aceștia și acești farisei, Irodia, cum va învia? Da, dacă va învia. Nu, cum să învie? Este un înșelător, este un amăgitor. Dar totuși dacă va învia. Vreau să vă spun că așa este Cuvântul Lui Dumnezeu. Așa este Cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântul dragoste, căci El lucrează să Lui să fie Domnul. Cuvântul Domnului lucrează. Cuvântul Evangheliei. Evanghelia este veste bună. Întotdeauna, în omul aduce veste bună. În suflet sau așa ca și în poziție, unii zic, mă faci de rușine.
Neam din neamul meu nu s-a pocăit. Neam din neamul meu n-a fost. Toți am fost nepocăiți. Eram ultimii care ieșeam din baruri, din discoteci. Și mai bătuși. Mai te pocăiești. Tu faci aceste, îmi faci de rușine familia. Dragilor, așa ăștia sunt demonii care Domnul să-i mustre. În toți aceia care cred că pocăința este rușine. În orice biserică, ortodoxă, catolică, neoprotestantă, evanghelică, să predică pocăința. Pocăința nu o predică numai pocăință. Pocăința o predică Cuvântul lui Dumnezeu. Pocăință înseamnă întoarcere, înseamnă schimbarea stăpânului. Și noi vrem să avem pe Iisus ca și stăpân. Amin. 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 Ca să o cunoști Evanghelia, trebuie să dai șansa ca să o auzi. Spune că cum a fost propovăduită Evanghelia, cum ați primit-o și în care ați rămas. Dă-ți șansă. Și mă bucur că îți dai șansă. Îți dai șansă să auzi Evanghelia. Ce mai spune Evanghelia? Ce mai spune Evanghelia? Ești ocupat. E adevărat. Ești ocupată. Dar dă-ți șansă. Vino aici. Și dă-mi voie ca și păstor să îți spun tainele lui Dumnezeu. Dă-mi voie ca în fiecare duminică și în fiecare joi și dă șansă liderilor de la grupă de casă să-ți spună mai multe din Evanghelie. Știu că ești ocupat. Știu că și tu știi că trebuie. E bine să citești Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu. Dar te ajutăm. De aceea dă-ți șansă să auzi ce mai prevestește cuvântul. Ce vești bune mai aduce? Pentru că este o sursă continuă de vești bune Evanghelia. Să nu-i să fie Domnul. De aceea, lasă-mă să împărtășesc Evanghelia. Apostolul Pavel a mers acolo la cei din Corint, a mers la cei din Efes, la cei din Galatia și așa mai departe. Noi mergem în toată lumea. Cei care Domnul ne-a chemat să prorodim Evanghelia. Merg în țară, merg în afara țării. O să mergem în pesaj, o să mergem acolo unde ne chemați. Dar venim și aici de fiecare dată și dați-ne voie să vă spunem atâtea taine, atâtea lucruri bune pe care Hristos le-a lăsat în Scriptură și vreți să le cunoașteți. Amin. Dă-ți șansa aceasta ca să auzi, ca să poți să crezi. Unii spun, nu cred, dar n-au citit niciodată, nu li s-a propovăduit Evanghelia. Sau li s-a propovăduit o Evanghelie știrbită, pe sfert. Lasă o Evanghelie de plină să se predice urechii tale, inimii tale și vei vedea că inima și viața ta se va schimba. Versetul 2 spune, v-am învățat și prin care sunteți mântuiți, prin Evanghelie sunteți mântuiți, prin vestea bună, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. O Evanghelie fără compromisuri. Te rog să pui 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 17. Și atunci, și astăzi, și de-a lungul acestor 2000 de ani, au fost oameni care au negociat cu valorile Evangheliei și au compromis Evanghelia. Cuvântul spune, căci noi nu strigăm Cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Și traducerea nouă spune, în comparație cu mulți alții, noi nu negociem atunci când este vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu ca să obținem unele avantaje, ci fiind în Hristos, vorbim cu sinceritate în prezența lui Dumnezeu ca reprezentanți ai Săi. Nu vom putea să negociem valorile Evangheliei, pentru că atunci stricăm Evanghelia. Noi nu vrem să stricăm Evanghelia. Astăzi este un pericol așa numit al Evangheliei libertine sau a teologiei liberare. Tot mai mult o să auziți despre asta și m-ați auzit vorbind, o să mai auziți vorbind. De ce? Pentru că oamenii iau din Evanghelie numai cele lucruri care le plac. Negociază și spune notarea astea, nu predica despre faptele firii pământești, cămătoare, nu predica despre lucrurile acestea. Unii spun că zbiciuiți. Chiar azi dimineață citeam în Osea, unde spune cuvântul Domnului că voi trimite proroci și vă voi biciui prin cuvintele prorocilor. Însă, pentru că zeci și zeci de ani Domnul a trimis dragoste și ei n-au ascultat. Și sunt unii care Domnul biciuiește. De ce? Pentru că este voia lui Dumnezeu și este un mod de operare a lui Dumnezeu. Dar eu vreau să nu ajungi acolo. Amin? Vreau să te oprești la dragostea lui Dumnezeu. La toiagul său. Să nu ajungi și la neaua sa. Să ajungi la toiagul său. Toiagul reprezintă conducere și dragoste. Slăviți să fie Domnul. Deci noi nu vrem să negociem valorile Evangheliei în secolul 21 și să zicem asta nu înseamnă negociere, dacă omul vine îmbrăcat într-un mod, sigur, într-un mod decent, dar nu despre acesta este vorba. Valorile Evangheliei în ceea ce privește credința. Deci noi nu putem să-L punem pe Iisus alături de Buddha, nu putem să-L punem pe Iisus alături de Confucius, nu putem să-L punem pe Iisus alături de nimeni și El este singura cale. Amin? Nu face compromisuri. Nici alături de yoga sau de meditații transcendentale și de alte lucruri. Iisus Hristos ne cere inima. El nu ne cere altceva, în primul rând ne cere inima. Fiule, dă-mi inima ta. Și dacă îți dai inima lui Iisus Hristos, nu vei regreta o veșnicie. De aceea, noi nu vrem să facem compromisuri. Și mulți când ajung aici, în loc să zică, da, trebuie să mă schimb, mai spun mai bine pleacă din biserică sau mai bine nu vine la biserică, la adunare. Și nu se întâmplă acest lucru numai la loc, o să se întâmple în multe biserici, să știți.
Pentru că atunci, de la început, unii au stricat cuvântul lui Dumnezeu. Cum fac cei mai mulți, spun. Cei mai mulți. Știți de ce? Pentru ca să predici o evanghelie curată, de plină, te costă. Te costă batjocuri. Pavel a fost batjocorit, a fost aruncat cu pietre în el. De ce spunea că Iisus Hristos este calea și că neprihănirea neprihănire, că păcatul e păcat, că sfințenia sfințenie, l-a costat aceste lucruri. Până la urmă a costat viața. Până la urmă și pe Petru l-a costat acest lucru. Deci, dragilor, să nu facem compromisuri. Amin? Amin. Versetul 3 spune: v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost înviat, că a fost îngropat și înviat a treia zi după Scripturi. Așa. Cu alte cuvinte, primul lucru pe care Iisus l-a învățat pe Petru, pe Apostolul Pavel, când a fost răpit, a fost acesta. L-a luat deoparte Iisus în al treilea cer, acolo, în acea glorie minunată, în acea civilizație net superioară oricăror forme care a fost deocamdată și civilizație pe Pământ. L-a luat deoparte și primul lucru, nu i-a arătat gloriile și slava care va să vină pentru cei care iubesc pe Domnul, ci primul lucru i-a spus așa. Primul lucru, înainte de toate, așa l-a învățat și l-a primit și el de la Iisus. Că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele noastre. Primul lucru care l-a primit Apostolul Pavel, acolo în acea dimensiune splendidă, în acele clipe ale răpirii sale, a fost acesta. Și el acesta a învățat mai departe. Unii își pun, și acum intercalez unele versete, unii își pun nădejdea în Dumnezeu pentru viața aceasta. Și spune că suntem cei mai nenorociți dacă ne punem omul, mă duc la biserică, mă cred în Domnul, că da, dacă o să meargă mai bine, da, dacă o să-mi găsesc o fată credincioasă, dacă o să găsesc un băiat credincios, că lumea știu cum sunt. Da, dacă o să mă ajute Domnul și pe mine să scap de boală, de probleme, de sărăcie, de lipsuri, da, dacă. Nu e rău pentru că vin pentru aceste motive la biserică. Dar vreau să spun un lucru. Pe parcurs, Hristos și Duhul Sfânt are grijă să schimbe motivația și să nu rămâi la aceste motivații. Să înțelegi că și Iacov a fost un negociator cu Domnul și a spus: Doamne, dacă Tu mă vei binecuvânta, vei fi cu mine în călătorie. Dacă nu mă traistă și o piatră în căpătâi când a fugit de Esau. Dacă Tu vei fi cu mine, atunci eu îți voi da 10-a parte, eu te voi binecuvânta, Tu vei fi Dumnezeul meu. Și știți ce? Dumnezeu l-a luat pe cuvânt pe Iacov și l-a binecuvântat așa de mult că nici el nu mai știa câte are. Dar și Iacov și-a făcut parte. Deci noi venim la Dumnezeu prin diferite mijloace, prin diferite contexte. Dar să nu rămânem încrezători în Dumnezeu numai pentru viața aceasta, ci să ne gândim la viața veșnică. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Vreau să un pic să descriu, așa mult îmi place expresia în Biblie, a treia zi, după Scripturi, a treia zi. Să spunem toți, a treia zi. A treia zi. Și vreau să vă dau câteva taine despre a treia zi. Este foarte important în Scriptură. A treia zi, spune, Iisus însuși a prevestit învierea sa a treia zi, după Scripturi, deci a treia zi. Este o mare taină. O mare taină. Biblia spune că pentru Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi, da? De aceea, noi avem, în cuvintele Scripturii, de multe ori duble sau triple semnificații a unei expresii a lui Iisus Hristos. De exemplu, aici, învierea a treia zi se referă atât la învierea a treia zi fizică, cât și la învierea a treia zi în a treia mie de ani, când Hristos va veni și va locui cu noi pe Pământ, slăvit să fie numele Lui. 2000 de ani, deci 2 zile s-au dus, este foarte important, a treia zi, când în a treia zi înviază, Hristos și în a treia zi vine și locuiește cu ai Săi. În principiul acesta, expresia aceasta a treia zi este foarte importantă în Scripturi. De aceea, și în Osea, capitolul 2, versetul 6, spune că Osea, capitolul 6, versetul 2, versetul 1, să citim, zice: veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfârșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega în El. Slavă Lui! Vezi ce Domn bun avem? Vezi ce minunat stăpân avem, care El face rană, dar tot El o vindecă. O face nu ca să ne doară, o face ca să scoată afară ce-i rău. Un medicul scoate afară cancerul și zis așa boala, tot așa și medicul nostru face rană ca să scoată ce-i rău din noi. Nu ne biciuiește. Când ne vorbește o Evanghelie de plină și sfântă și curată, nu este ca să ne condamne, să mergem de la biserică loviți, nu. El, tot El ne și vindecă să vii să fie numele Lui. Că ne vrea binele în viitor. El ne va da iarăși viața în 2 zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaie de primăvară, care udă pământul să vii să fie Domnul. De altfel, semnificația de plinătatea numărului 3 mai este, de exemplu, și în viața lui Avram.
când Avram a încercat, este încercat de Dumnezeu și se poruncește să-l aducă pe Isaac ca jertfă, pe fiul său prea iubit, pe Isaac, care l-a primit foarte greu, foarte greu prin Isaac, și Domnul îi spune așa, în Geneza 22, îi zice următorul, spune, iar a treia zi, ridicându-și Avram ochii, a văzut de departe locul acela pe care avea să-l aducă pe Isaac ca jertfă. A treia zi, două zile a călătorit și a treia zi a văzut locul. Vreau să vă spun că după 2000 de ani, a treia zi, care reprezintă mileniu, vom vedea lucruri pe care ochii acesta nu le-a văzut, sper să fie Domnul. Avram a văzut locul pe care mai târziu avea să fie construit templul pe muntele Moria. Noi vom vedea noul Ierusalim, sper să fie Domnul. Apoi, Moise, cere faraonului să lase pe israeliți cale de 3 zile în pustie să jertfească. În Exod 5:3 și 3:18 și mai departe, nu merg în toate referințele, Dumnezeu evreilor ne-a chemat, spune, lasă-ne să mergem în pustie care de 3 zile ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru. Dar nu i-a lăsat să aducă jertfă. Pentru că a treia zi de la se întâmplă ceva. Vreau să vă spun, nu de puține ori Dumnezeu ne cere o jertfă de 3 zile. 3 zile de poștă de rugăciune. Când omul păcătuiește, noi credem că suntem în perioada Harului și se rezolvă problema prin iertare, pentru că Iisus ne iartă. Dar nu este așa de ușor, să știți. După ce omul conștient păcătuiește, pe baza văzutului din Vechiul și din Noul Testament, vedem că abia a treia zi, din nou, se reface relația inițială cu Dumnezeu. Relația de drept cu Dumnezeu. Este o taină în aceasta. Pentru că Hristos a pătimit pentru păcatele noastre și 3 zile a stat în mormânt. A plătit greu pentru păcatele noastre și a treia zi a înviat. Și uitați-vă, chiar dacă noi știm că primim iertare, înțelegeți? Nu păcătuim mereu ca să înmulțească harul, ci ne costă. Refacerea din nou relației cu Dumnezeu ne costă. Este un timp. De aceea, cifra 3 reprezintă și Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Reprezintă desăvârșirea. Și în templu erau 3 structuri. Curtea, Sfânta și Sfânta Sfintelor. Această tridimensiune este foarte importantă în Biblie. Apoi, de exemplu, după izbăvirea de la Marea Roșie, israeliții găsesc abia a treia zi apă la Mara, unde se întâmplă minunea îndulcirii apelor, că apele erau amare, dar a treia zi găsesc apă. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu a văzut că li sete, a văzut că murmură, a văzut că e problemă, dar doar a treia zi le-a dat apă. Să știți că este important să înțelegem că chiar dacă suntem în perioada Harului, nu păcătuim, facem toate păcatele și lasă că în 5 minute Domnul rezolvă problema, repede rezolvăm cu Domnul. Nu. Mai trebuie să rezolvăm cu frații, mai trebuie să rezolvăm cu ego-ul nostru, trebuie să detronăm, trebuie să ne smerim, trebuie să cerem iertare de la Dumnezeu și a treia zi, El ne dă din nou restaurare, să fie numele Domnului. Aleluia! Apoi, regele Ezechia, îmbolnăvit de moarte, primește la profetul Isaia vestea vindecării în a treia zi. Și spune, așa zice Domnul Dumnezeului David, strămoșul tău, am auzit rugăciunea ta, am văzut lacrimile tale, te vei vindeca și a treia zi vei aduce în templu, te vei duce în templu Domnului. A treia zi. Domnul a mai adăugat 15 ani de viață la Ezechia. Și, dar aceștia s-au dus, cum s-au dus și alți mii de ani în istorie. A treia zi vei aduce jertfe în templu. Și știe Domnul, este o taină în asta, nu intru detalii. Un alt exemplu în Scriptură. De asemenea, regina Estera ține post de 3 zile. Iar după 3 zile spune de rugăciune și a dezbrăcat hainele cele de jale și s-a îmbrăcat cu cele de regină, Estera 5:1. Și ce s-a întâmplat? A primit favoare în fața regelui. A treia zi, ea a primit favoare în fața regelui. A luat haine deja de 3 zile. Și noi, când avem o cauză, o problemă, un lucru, numai nu se rezolvă în viața noastră, numai nu putem să-l pătrundem, numai nu putem să mergem mai departe de insuficiența aceea, de problema aceea, de bariera aceea. Ia-ți 3 zile de post. Ia-ți 3 zile de post de rugăciune. Și vei vedea că a treia zi, El se va prezenta acolo. Iisus va prezenta. Este clar că mi-au 7 zile, când sunt lucruri mai grave și complexe. Și să știți că odată rezolvate, mai avem trecere în viața ta. Oricât de mare ar fi păcatul, stai în post și în rugăciune. Și apoi poți să ai îndrăzneală, căci El te va primi. Slăviți să fie numele Lui. Deci va vedea starea smerită a inimii tale și te va binecuvânta. Dar mai este și un exemplu frumos care îmi place. Spune că a treia zi s-a făcut o nuntă în Cana de Galileea și Iisus a mers acolo la nuntă. A treia zi reprezintă mileniu, a treia etapă, deci când urmează acum aceste 2000 de ani, acest viață se încheie, aceste două zile și urmează a treia zi. Mii de ani. A treia
a treia zi în care Hristos va fi în nuntă, va fi nunta Mirelui, va fi domnia lui Hristos pe pământ, slăvit să fie numele Lui. Sigur că aceste treceri într-o epocă în alta sunt foarte, foarte clar prezise în Biblie și regizorii de la Hollywood astăzi arată filme despre Apocalipsă. Că cade glaciare, că vine foc, că vine apă. Nu îți după Biblie, dar ei știu un lucru. Că va fi răpirea și vorbesc despre, dacă vă uitați la filmele acestea științifico-fantastice, care vorbesc despre răpirea unor oameni de pe pământ, ei din Biblie le iau, dar nu tocmai pentru că ei nu cunosc Biblia, adică nu cunosc semnificația spirituală, ci doar ceva tehnică. Când vorbesc, de exemplu, despre nimicirea planetei sau înnoirea tuturor lucrurilor sau trecerea aceasta dintr-o epocă în alta, vedeam asta făcut cu tribulații mari, cu mișcări puternice. Dar va fi, într-adevăr va fi. Biblia arată cum va fi acesta. A fost judecată lumea prin apă, dar va fi acum judecată prin foc. De aceea este necesar și noi să ne umplem cu focul Duhului Sfânt. Numai prin foc vom putea, a fost prin apă și cu ajutorul apei scoase. Noi, cu ajutorul Duhului Sfânt, care este un foc în noi, vom putea să trecem prin potopul de foc care vine, spre să fie Domnul. Amin. Amin. Deci este minunată această taină acelei de-a treia zi. Se observă că în toate aceste cazuri, și pot să continui, dar nu în continuu acum cu aceste exemplificări a expresiei celea de la treia zi, totdeauna este asociată cu aducerea unei jertfe importante. Întotdeauna a fost o jertfă. A dus jertfe de care să atragă atenția lui Dumnezeu. Jertfă de timp, jertfă de bani, jertfă de ascultare, jertfă de smerenie, jertfe, jertfe, jertfe. Dumnezeu răspunde la jertfe și astăzi. Nu mai trebuie să aduci astăzi animale, dar trebuie să-ți aduci trupul ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Și tot ce ai, să pui înaintea lui Dumnezeu pe altar, înaintea Domnului, nu pe aceste altare, nu vorbim de altare fizice, ci de altare spirituale, și jertfește și Dumnezeu răspunde jertfelor. Aleluia. Aleluia să fie Domnul. O, ce minunat este. Și spune mai departe, haideți să luăm arătările. Aceste arătări, știți de ce s-au arătat numai credincioșilor? Și astăzi Domnul se arată numai credincioșilor. Nu necredincioșilor. Pentru că Domnul vrea să onoreze credința ta și să se revelează. De exemplu, apostolul Pavel nu l-a văzut pe Iisus Hristos în Ierusalim pentru că n-a fost curios de el. A auzit el ceva din tinerețea lui, că este unul care vindecă, care se credită Mesia, a fost răstignit, dar el a fost atunci la picioarele lui Gamaliel, învăța din tasul cilicei, învăța, lui nu trebuia revelații spirituale, lui trebuia literă, slovă, îi trebuia o exacerbare a intelectului, să știe, să cunoască. Și toate aceste cunoașteri au fost gunoi, spune apostolul Pavel, pentru că aceste cunoașteri nu l-au ajutat să-L cunoască pe Iisus. Pentru că spune, am prigonit Biserica lui Hristos, ducea legați la Ierusalim, le tăia capul, îi punea în butuci, îi bătea pe martirul Ștefan. Știți că pe martirul Ștefan, Pavel a fost acolo, el a fost cel care a executat uciderea lui Ștefan, a fost acolo. Dar după un an de zile, istoricii arată acest lucru, putem încerca și cu Biblia, după un an de zile, Pavel primește întâlnirea cu Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Pavel nu l-a văzut pe Iisus Hristos fizic, dar i s-a descoperit spiritual. Au trecut 2000 de ani, nu poți să vezi pe Iisus Hristos fizic. Pentru că fizic, dacă l-ai vedea, așa cum am spus, ar fi așa o slavă și o glorie peste El, și este peste El, încât tu n-ai putea să rezisti nici El și nimeni. De aceea, în Duhul poți să primești pe Iisus Hristos, să ți se descopere și ție. Nu se descopere la flegmatici Iisus, nu se descopere la oamenii care îl bagiocoresc. Iisus Hristos, sunt cazuri excepționale, cum a fost cazul lui Pavel, că lucra din râvnă și din necredință, lucra. Dar din râvnă pentru Domnul. Fost foarte rare cazurile acestea. Dar Domnul se descoperă celor care cred. Dragilor, prima dată, mulți oameni nu pot să creadă, mai ales oamenii ultra, ultra educați, nu pot să creadă, nu pot să primească botezul cu Duhul Sfânt, nu pot să primească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Li se pare povești, li se pare basme. Știți de ce? Vă spun de ce. Și nu numai aia ultra educați, ci poate și oamenii neînvățați, care se încred numai în raționalizarea la nivelul minții. Și ei nu trec la nivelul Duhului. Pavel spune, Petru spune, Pavel spune, Ioan spune, și toți apostolii spun așa. Noi am crezut. Prima dată trebuie să crezi și apoi vine și cunoștința. Noi am crezut. De aceea vorbim. Prima dată, astăzi oamenii sunt învățați în școli așa.
Trebuie să te documentezi, să faci documentație, 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 documentație și atunci analizezi. Și dacă atunci decizi, mintea ta, intelectul tău decide să crezi, să nu crezi. Da, pe plan uman este așa. Dar pe plan spiritual nu poți, prin cunoașterea. 1 Corinteni 2 spune că dacă l-ar fi cunoscut învățat aceste lumi pe Hristos, nu l-ar fi răstignit. Căci nu poate, prin înțelepciune umană, nu poate fi cunoscut Dumnezeu. Deci, crede în inima ta. Prima dată trebuie să activezi acele capacități ale Duhului să crezi. Dar nu numai că El există, ci și să crezi că El te ajută, că El te iubește, că El îți vine în ajutor, că El nu te lasă, că toate promisiunile lui Dumnezeu se iau prin credință prima dată. Și unii spun, de ce nu primesc, frate? Ce să mai fac? Pentru că El nu vrea, omul acesta nu vrea să creadă. El vrea să analizeze. Dar dacă analizezi prima dată, atunci va fi foarte greu să crezi. Prima dată trebuie să aibă loc credința. Și apoi, tot ce citești este lumină, este clar, este limpede, este ziditor apoi. Dar frate, adică, dar cum poate să fie acest lucru? Nu-i cumva crezi și în cercetat, cum spuneau comuniștii și așa mai departe și astfel, ignorând omul nou? Nu, nu e așa, frate. Ei au vorbit despre noul om, tezele omului nou, comuniștii și capitaliștii vorbesc despre noul om, dar ei n-au reușit să facă omul nou. Uite ce face capitalismul astăzi, uite ce a făcut comunismul. Dar Iisus Hristos a venit și a adus o nouă specie umană, să vi se fie numele Lui. Primul Adam este din sânge, am citit, dar, din carne și sânge, dar al doilea Adam este din Duh. Primul Adam a fost un suflet viu, deci bazat numai pe sufletul, pe intelect, rațiune, sentiment, da? Dar al doilea, un Duh dătător de viață. Noi, în primul rând, după ce ne întoarcem la Domnul, ne conducem viața prin Duhul Sfânt. Deci prin credință, nu prin vedere. Dacă umblăm prin vedere, vei lăsa. Și așa apare la mulți criza. Apar depresii spirituale și criza vieții de credință de mijloc. Este o criză la undeva la 40 de ani, criza vârstei de mijloc, așa numită. Că pentru ce trăiesc pe pământul ăsta, că ce se întâmplă cu mine, că ce o să fac pe pământul ăsta. Dar este și o criză spirituală, să știți. Oamenii încep cu entuziasm. Cred, Iisus Hristos este Domnul meu, Mântuitorul meu. Și încep așa cu elan, cu entuziasm, o nouă lucrare, o nouă etapă și așa mai departe. Dar trec ani. Și ajung, așa sunt lucrurile pe plan spiritual, ajung oamenii să nu mai trăiască prin sentimente sau prin entuziasmul de la început. Nu mai este și trebuie să trăiască omul prin credință. Și dacă nu învață să trăiască prin credință, știți ce fac mulți creștini? Se retrag în alcool, se retrag în droguri, se retrag în vicii și așa mai departe, pentru că ei nu știu cum să trăiască credința. De aceea noi la Biserica Logos vreau să învățăm, nu să trăim doar prin sentimente, și să trăim prin credință. Sentimentele ne pot înșela. Ne pot înșela pentru că sunt din lumea aceasta. Ne pot face farse de multe ori, dar credința niciodată. Să fim credincioși ascultători până la capăt ce vom primi cu una vieță. Amin. Spune, dintre după aceea, după ce s-a dat tuturor, ca unei stârpituri, spune aici versetul 8, în traducerea nouă, după toți aceștia mi s-a revelat și mie, deși sunt ca unul care s-a născut înainte de termen, ca un avortor. Ca un făt avortat. Da? Așa este expresia aceasta. Așa se consideră Pavel. El nu spune, eu, învățat la picioarele lui Gamaliel, tarsul cilicii, eu, cu tare, nu, spune, eu, din punct de vedere omenesc, da, sunt un savant, poate n-a fost unul mai mare și mai înțelept decât Pavel de-a lungul istoriei, dar el nu mai zice că cine e el. El spune, un avorton sunt, nu sunt vrednic să port numele de apostol. Am primit Biserica lui Hristos. Aceasta este adevărul adevărat. Căci biserica este mai importantă decât poliția, decât armata, decât pompierii, mai importantă decât orice instituție a statului. Amin? Amin. Știți de ce? Am mai spus, armata te poate salva sau poate să apăra granițele și slavă Domnului pentru armată. Dar Iisus Hristos, prin biserica sa, te poate apăra de atacurile celui rău. Prin sângele Lui. Aleluia! E mai importantă decât pompierii. Pompierii sting un foc. Dar Iisus Hristos poate, prin credința în El și prin umblarea la adunare, poți să, pentru veșnic, focul iadului să fie stins și să primești binecuvântarea raiului. Amin? Și aș putea să continui mai departe toate celelalte lucruri. Poliția face o dreptate omenească și de multe ori vedem că sistemul este compromis. Dar Iisus Hristos va veni o zi și va face dreptate în lumea aceasta. Să vii să fie numele Lui. De aceea, Apostolul Pavel spune, nu sunt vrednic, cel mai neînsemnat, nici nu sunt vrednic să port numele de apostol. Și chiar dacă am muncit mult, mai mult decât ceilalți 12 apostoli, chiar n-am fost dintre cei 12 apostoli, Pavel n-a fost dintre cei 12, el a venit ulterior. Al 12-lea apostol în locul lui Iuda, cine a fost? Matei. Domnul să o binecuvânteze. Că știți cum.
cuvânt. Amin. Dar el n-a fost, era ulterior și a mers la neamul. Știți ce s-a întâmplat? Spune, unii a spus că nu mai este învierea morților. Este un curent și astăzi care vorbește despre reîncarnare, te reîncarnezi într-o plantă, într-o pisică, sunt altfel îmbrăcate. Asta numesc aceștia saducheii, care nu cred nici în îngeri, nici în înviere, nici în deci, aceste lucruri. Și noi, sigur că ne vedem de ei, dar trist este că există acești oameni care nu cred în învierea morților. Și Pavel face o pledoarie aici, nu intru mai mult în detalii, dar spune așa, dacă Hristos n-a înviat, atunci noi, cu noi e o problemă. E o problemă foarte mare, am crezut pe degeaba, haide să mâncăm și să bem, că mâine vom muri, haide să trăim viața asta oricum. Dar știți ce se întâmplă? Când omul mănâncă și bea, e bine, slavă Domnului, Domnul să binecuvânteze mesele noastre și băuturile și mâncărurile, amin? Biblia spune, nu vă bătați de vin, este o destrăbălare, din potrivă fiți plin de Duh, toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos și nu trebuie să pună stăpânire pe noi. Dar omul când începe să se dedea la împlinire pe plan trupesc, și ce se întâmplă? Descoperă că cu cât păcătuiește mai mult, cu cât se adâncește mai mult în plăcerile vieții, cu atât ceva înăuntru ființei lui îi spune că n-am făcut bine. Conștiința pe care Dumnezeu a pus-o noi, la nivelul Duhului, este conștiință. Acele percepții, chiar dacă este moartă sau amorțită acea conștiință, îi dă semnale. Îi dă semnale. N-ai făcut bine. N-ai făcut bine. N-ai făcut bine acel rău. N-ai făcut bine acele cuvinte care le-ai rostit. N-ai făcut bine acele lucruri. Și, dragilor, nu este așa că Hristos n-a înviat. Există o lume spirituală. Există o înviere, slăviți să fie numele Domnului. Atât de mult au crezut bine creștini în botezul în apă, că este și mântuitor, credeți acest lucru. Încât, în 1 Corinteni 15, cum am citit, spune, altfel, ce-ar face cei care se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții, nici de cum, de ce se botează pentru cei morți? Atât de mult li se propovăduia de către Petru, Pavel și ceilalți apostoli, botezul în apă, numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, cum am și văzut aici, că Domnul Iisus le dă sarcina aceasta, botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, și atât că eu sunt cu voi toate zilele, până la sfârșitul veacului, slăviți să fie numele Lui, încât ei au crezut că fără botez nu poți fi mântuit. Și noi credem acest lucru, că dacă te naști din nou, poți să fii mântuit, chiar dacă nu ai botezul, sau contextul, împrejurarea a făcut că n-ai putut să intri în apa botezului, de a te născut din nou. Dar dacă amâni sau dacă refuz botezul nou testamental, propovăduit de Biblie, de Hristos Iisus, de apostoli, atunci nu este un lucru înțelept, nu este un lucru bun. Dar îi spune că se botezau pentru cei morți. A murit bunicul, a murit poate soția, soțul, copilul. Și ei se botezau pentru ei. Dar Pavel spune, nu ajută acest botez la nimic. Nu este valabil acest botez. Spune Apostolul Pavel, cu alte cuvinte și în alte părți, arată că nu este valabil datorită faptului că omul trebuie să mărturisească pe Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor când este în viață. Amin. Și să își supune viața Domnului Iisus Hristos. Și dacă ai probleme, să știi că poate viața ta să fie mărită. Poate să fie din nou primești din nou izvor de înțelepciune, de viață. Expune-te unei predici, expune-te unei cântări. Nu așa, nu așa că a fost frumoasă lauda și închinare. Vedeți? În timp ce cântam aceste cântece de înviere, Duhul nostru se unia cu Duhul Sfânt și se aducea jertfă de bun miros înaintea Tatălui. Noi credem că El a înviat și noi credem în promisiunea Lui Dumnezeu. Amin. Acestea sunt lucrurile care am vrut să le împărtășesc cu voi. Câteva spicuiri, câteva adevăruri doar. Însă, în Coloseni 2:20 spune că există unii oameni care practică o falsă umilință și care se închină îngerilor. Să nu permiteți nimănui dintre ei să vă priveze de premiul pe care cu care veți fi recompensați la finalul cursei în care alergați. Acești oameni au o gândire strict omenească și se consideră competenți să vorbească despre lucruri care nu le cunosc. Vorbesc despre lucruri pe care ei nu le cunosc. Și versetul 19 spune, cine procedează așa, pierde legătura cu capul care coordonează dezvoltarea. Și versetul 20, prin identificarea voastră cu Hristos, voi ați murit. Ați murit împreună cu El față de concepțiile care influențează această lume. De ce totuși vă comportați ca și cum ați fi, ca și cum ați mai aparține sistemului acestui lume, respectând reguli și așa mai departe. Deci, prin moartea împreună cu Hristos, noi am murit față de învățăturile începătoare, față cu alte cuvinte, concepțiile care influențează această lume. De aceea, noi părem, poate, ciudați în fața oamenilor sau sistemelor de valori ale lumii. De ce? Că toată lumea face asta, toată lumea. E adevărat. Sunt lucruri care sunt permise tuturor, dar unui creștin nu îi sunt permise. De ce? Pentru că vrea să-și păstreze sufletul curat înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu cercetează inimile. Dar este voie
Este voie, știu eu, aia, toată lumea face. E o cultură, așa, pe Alfa și Omega, a fost un film, poate că îl vedeți, un profesor de teologie a fost transbordat sau dus în viitor. E din 1800 și ceva. Și el vedea că nu mai este frică de Dumnezeu, cu oamenii, totul e ok, cu Alfa și Omega, toți acestea trebuie să știm. Așa este, dragilor, înțelegeți? Concepțiile acestei lumi sunt atât de familiare lumii, încât poate și creștinii tind să spună, dar ce mare lucru? Ce mare lucru? Să trăiești în păcat, să trăiești cum vrei? Dar toată lumea face așa ceva. Da, dacă face toată lumea așa, asta nu înseamnă că este corect. Corect este ce spune Biblia, da? Și dacă facem ce spune Biblia, vom avea parte de împărăția lui Dumnezeu și vom avea parte de lumea care va să vină. Amin. Deci, prin moartea împreună cu Hristos, noi am murit față de, împreună cu El, față de concepțiile care influențează această lume. Deci, să nu mai ne lăsăm influențați de sistemul acestei lumi. Amin? Au fost, într-adevăr, momente foarte, foarte intense atunci când Iisus Hristos a murit. Cel puțin 3 miracole s-au întâmplat în acea zi a morții sale. În templu, perdeaua dinăuntru templu s-a rupt. Asta înseamnă că trecerea este liberă acum înaintea lui Dumnezeu. Nu ai nevoie de mine și nu ai nevoie de preoți ca să vină înaintea lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu te poartă pe Duhul tău înaintea Tatălui Sfânt să fie Duhul Domnului. De aceea se rupe perdeaua din templu. Noi te ajutăm cu învățătura, dar noi nu putem să îți mijlocim intermedierea, pentru că noi nu putem, nu avem voie. Iisus Hristos este Mântuitor personal să vi se ferim. Apoi spune că în natură spune că pietrele s-au despicat. S-a făcut întuneric de la ora 9 până la ora 3 după masă. Ia alt fuz orar de la ora 6, de la 6 la ceas până la 9 la ceas. Spune că de la 6 la 9 au fost întuneric în toată țara, de la ora 12, pardon, până la ora 3 după masă. A fost întuneric, a fost o eclipsă, dar nu întâmplător, a fost această eclipsă de soare și pentru ca să confirme că a fost Fiul lui Dumnezeu. Se vedeau cu cum nu pierd de supărare, de regrete, cei care au fost acolo, că l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Au fost îngroziți de cele ce s-au întâmplat acolo. Și s-a mai întâmplat un lucru. Morții din morminte au ieșit afară și s-au arătat în templu. Din nou au murit, sigur, pentru că Biblia spune că Iisus Hristos este primul înviat dintre cei morți, da? Aș vrea să dau această referință foarte... Apocalipsa 1 cu 5. Iisus Hristos, Cel care, fiind primul născut dintre cei care au murit, este atât martor demn de toată încrederea, cât și stăpân peste regii Pământului. El ne iubește și ne-a spălat păcatele noastre cu sânge. Amin. Mulți au înviat. A înviat Lazar. A înviat Fiul Vădin înainte. A înviat... mulți au înviat. Și în Vechime și în Noul Testament mulți au înviat. Dar au înviat nu în învierea lui Hristos, ci au înviat din nou la viața biologică inițială și au murit iarăși. Hristos a înviat într-o altă formă de existență. Într-o alt eon. Într-o formă de existență nouă. Care ne este promisă nouă și despre care am vorbit anul trecut, puteți să vă uitați în arhivă, o formă de existență minunată. De aceea, nesupusă putrezirii, nesupusă morții, nesupusă slăbiciunii, este semănată în ocară trupul acesta. De ce? În ce ocară? Și ce dezonorare? Mare dezonorare este ocară. În limitele acestui trup. De la capacitățile de gândire, la capacitățile de mișcare, de locomoție, la pur și simplu totul este într-o ocară trupul nostru. Dar vom învia în capacități inimaginabile deocamdată pentru mintea noastră. Nici nu trebuie să-ți poți imagina cu mintea, ci cu Duhul poți. Trebuie să realizezi ce trup minunat vom avea. De aceea vă chemăm la Iisus Hristos. De aceea vă rugăm să vă împăcați cu Domnul. Nu pentru o religie, că nu vă chemăm la o religie, ci o relație cu Iisus Hristos. Iisus, când a coborât acolo, în cele trei nivele, în pământ, normal, un suflet și un duh, când moare, este preluat de îngerii buni sau îngerii răi. Dar aici nici îngerii buni, nici îngerii răi nu au putut prelua duhul, sufletul și trupul nemuritor al lui Hristos, spiritual, pentru că nimeni n-a fost vrednic să se atingă de el. Astfel, într-o energie spirituală nemai întâlnită, a spulberat porțile locuinței iadului Sfânt să fie mântuit. Spune că și s-a dus în închisoare. Nu a fost dus, ci el însuși, de bună voie, s-a coborât în locurile cele mai de jos ale Pământului. Slăvit să fie numele Lui.
Primul nivel la care a mers în pământ a fost Hadesul, locuința morților. Acolo este, cum am spus, un loc de chin, un loc groaznic, în care îngerii, ce fac? Iau stăpânire sufletele. Dar nici un înger a Întunericului nu a revendicat trupul și sufletul Domnului Iisus Hristos, pentru că nu era vrednic să apropie de el. Nimeni nu putea să se apropie de el. A propovăduit acolo Evanghelia Harului. Evanghelia despre care vorbește 1 Petru capitolul 3, nu insist. Apoi, după acestea, a mers mai jos, în Abisos, în adânc. Acolo, îngerii care au fost răzvrătiți, și mai jos în Tartaros apoi, îngerii care au fost răzvrătiți în vremuri nedatate, înainte de crearea Universului, în crearea Pământului, au fost niște îngeri care împreună cu foști arhirei, care împreună cu Lucifer s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că prin înfățișarea lui Iisus acolo, în Abisos și în Tartaros, în acele locuri de jos ale iadului, El a arătat că ascultarea este mai presus decât rebeliunea. Că credincioșia și ascultarea de Dumnezeu duce pe termen lung mari binecuvântări. Slăviți să fie numele Domnului. Și îngerii aceștia, foști arhirei, s-au uitat la Fiul lui Dumnezeu, ascultător, smerit ca un miel, ascultător până la moarte și moarte de cruce. Și au avut regrete adânci, chinuri adânci, pentru că ei n-au ascultat atunci când a fost revolta în ceruri și au ascultat de Lucifer și nu de Fiul lui Dumnezeu. De aceea i-a judecat în însăși locuința aceea în care sunt legați cu lanțul veșnic. Aș putea vorbi multe despre asta, dar nu acum. Deci iată că Hristos a mers până jos, apoi s-a ridicat și prin moarte pe moarte, călcând, să spunem cu toții, prin moarte pe moarte. Adică El însăși murind, totuși, pentru că n-a fost vrednic de moarte, a călcat moartea și podul morții în picioare. Ultimul dușman al omenirii nu va fi Satan, nu va fi Lucifer, deci, ci va fi moartea. Dar și acesta va fi nimicit. Slăviți să fie Domnul. Noi avem mari promisiuni, mari promisiuni așteaptă. De aceea, noi pe plan spiritual facem slujbe. Sigur că nu pe planul vizibil folosim mijloace sau picturi intermediare, ci pe plan spiritual. Ne închinăm, ne rugăm, de aceea ne rugăm cu toată ființa, cântăm cu toată inima, citim din Biblie. Dacă iertăm, apoi să iertăm cu toată inima pe cei care ne greșesc. Dacă iubim, să iubim din toată inima. Să facem voia lui Dumnezeu pe pământul acesta. Domnul să ne ajute la aceasta. Mă rog ca să fie binecuvântarea Domnului peste casele dumneavoastră, să aveți sărbători binecuvântate, Paște fericit, să vizitați unii pe alții, să transmiteți mesaje de dragoste unii altora, dragoste sfântă, și să ne pregătim pentru marea întâlnire cu Domnul. Amin.